Salutare! Noi suntem în Dodi și în această zi vom discuta despre capitolul 7 al cărții lui Ludwig von Mises, Gânduri pentru cei de azi și cei de mâine, numit Politici și Idei. Înainte însă de a intra în conținutul capitolului, o să vă rugăm jos să apăsați pe butonul de like ca să ni se ducă și nouă al videoclipul în algoritmul lui YouTube. De asemenea, dacă vreți să mai auziți câte ceva despre noi, există lângă butonul de like un buton de subscribe și lângă butonul de subscribe un clopoțel. Știu că e complicat, dar ce să-i facem? N-am desenat noi sistemul ăsta. În descriere, dacă vreți să vă uitați, o să găsiți un link către PDF-ul cărții publicate online. De asemenea, tot acolo o să găsiți și un link de unde puteți achiziționa cartea, dacă considerați că e necesar. Tot așa, dacă considerați că e necesar, o să găsiți și niște linkuri de Patreon și Crypto, care sunt pentru noi. Știți că e și una cadourilor, adică ar merge făcută cadou cartea asta. Păi hai să-i dă drumul, politici și... Da, mi se pare că politici. E un capitol important. Mi s-a părut cel mai important din toată această carte și eu aș fi dat denumirea The Rise and Fall of the Liberal Ideas. Cam așa. Adică Mises pornește din epoca iluministă, când foarte mulți filozofi se gândeau la eliberarea oamenilor de sub autoritarism, sub monarhiile absolutiste ale Europei din acea perioadă, și cum prosperitatea și fericirea societăților românești era la colțul drumului. Poate ce ideile astea ale rațiunii și ale libertății individuale erau aplicate, gata, totul devenea mult mai luminos. Din păcate, în acest capitol, Mises își arată dezamăgirea a ceea ce s-a întâmplat după acea perioadă. Dacă, să zicem, în secolul 18-19 lucrurile arătau mai bine și ori, în secolul 20 însă lucrurile au decăzut. Parlamentarismul, democrațiile liberale nu au oferit lumii ceea ce filozofii din perioada iluministă sperau. Și vorbește chiar despre ideea asta, cum că orice civilizație trebuie să fie decadă și ca orice alt organism moară până la urmă. Și revenind acum la parlamentarism, de exemplu, la ideea asta că prin discuții acolo în Parlament, legile din societate devin din ce în ce mai bune în urma unor discuții, Mrs. menționează că și acest lucru, de exemplu, a decăzut. Dacă înainte se discuta despre libertate, despre concepte din astea idealiste. Acum se discută despre... Importante, nu sunt doar idealiste, dar sunt importante. Sunt, da. Libertatea de exprimare. Este că sunt și pentru orice om din societatea respectivă, este un lucru important. Acum se vorbește mult mai pragmatic despre prețul laptelui, despre subvenția la nu știu ce domeniu economic. Dar cred că trebuie precizat că și particularismul ăsta e îmbrăcat în chestii de bine comun. De ce vreau prețuri mari la lapte? Pentru că asta ajută România. Nimeni nu o să zică de asta subvenționa că vreau pentru că îmi trebuie banii aia. Sunt un grup de interese și am nevoie. Nu, o să zic asta ajută România. Dar nu se ajută doar pe... încât să...
Ajută asta doar e prima parte, chestie. O parte da, asta e prima chestie. Pe toți. A doua era dacă și pe vreme, pe vremurile alea ale constituționalismului și democrației parlamentare era chiar așa, eu tind să cred că și atunci era grupul de interes. Și atunci o funcționa la fel. Pentru că așa e proiectat să funcționeze. De sistem. Impresia era alta, nu? Acum mai nici impresia. Nu, nu. Țin aparențele. Țin aparențele. Nu o să spună, nu știu, o să vină un PSD, zic, domnule, vreau să mi angajez neamurile, vreau, nu știu. Nu. Să zică, vrea să ajută săracii, vrem să... El numește chestia asta mai ales și în cazul partidelor unde sunt niște grupuri de interes. Aici avem grupuri care pun presiune pe agenda parlamentară sau pe ce măsuri să ia guvernul în perioada următoare în funcție de diverse minorități. E un loc să se discute despre libertate, despre prosperitate, lucruri care, să zicem, ar afecta pe toți indivizii. Se discute doar hai să agricultori, despre transportatori, despre cum să-i favorizăm pe unii sau pe alții. Tomasa vă spunea că de... politica e arda de a transforma o chestie de asta particulară într-o chestie generală, știi? Eu cred, și asta e obiecția mea la Mises, că asta se întâmpla, s-a întâmplat tot timpul. Da, da. El, și aici cred că se vede și optimismul prin Mises, știi? Că uite ce... Bine era odată când erau aia cu constituționalismul nu știu ce și azi nu mai e. Adică structura e aceeași. De exemplu, dacă ar fi discutat zicem, Thomas Jefferson, da? Se spunea lucruri de tipul adică cum ar fi formulat o chestie în Parlament care să afecteze pe toți și să nu fie doar la presiunea unui grup de interese. Deci și de să fac asta. Hillary Clinton, am zis. Hillary Clinton zice, domne, am nevoie de... Sunt un broker de nu știu ce și ăla am dat atât. Și nu o să zic asta, o să zic că reprezint grupul de interes al cetățenilor americani. Vreau să ajut America, știi? Nu vreau să... Iar prețul bun pentru oțel are relevanță pentru toate industriile. Energia, nu știu pe unde au ei. Bine, eu aș... eu aș zice aici, tind să nu fiu de acord cu felul în care a prezentat Mises lucrurile, pentru că aș spune că fix aceeași lentilă a grupurilor de interese poate fi aplicată și pe perioada pe care el o idealizează. Numai că acolo erau grupuri de interese în care el le-ar fi susținut. Adică ăia ce discutau despre libertate și egalitate și în oprirea tiraniei și așa mai departe, aia, ăla era discursul prin care grupul de interese al noii burghezii se folosea de retorică și oratorie ca să rupă din puterea grupului de interese al vechilor tradiționaliști aristocrație. Gândească englezi. Bine, în favoarea lui Mises pot spune că mai e, apoi, e mai puțin, știi? Și mai apăsare mai puțin. Da, da, mai apoi aceeași, fix aceeași retorică a fost folosită ca să erodeze interesele acestor grupuri și să le înlocuiască cu interesele celor care călăresc valul de socialism. Adică fix același lucru. Ce vorbesc de Constituție, de democrație reprezentativă? Care, ce zice un socialist? Păi aia nu e... democrație reprezentativă. Dacă eu nu iau de la valiză, aia nu e democrație. Aia e, atunci participăm cu adevărat când îi iau lui și îți dau ție. Și aia e participare. E și constituțională, că normal, trebuie să fie Constituția să conțină orice ești. Dar în favoarea lui Mises poate fi asta, că era mai, na, ai spațiu de joc mai, dacă tu ești prost animal, na, cu ce să faci business-uri? Cu apărarea, probabil. Și mai degrabă aș spune că ceea ce nu înțelege el și a înțeles, de exemplu, Hoppe, între alții, e asta că statul minimal se ține mai ușor cu o mână de fier. Adică n-a a înțeles o Hoppe, adică a manifestat-o, adică a explicat-o și Platon. Da? Regele filozof
e cel mai bun pentru societate. Ăla poate să mențină și statul minimal cu o mână de fier și nu lasă loc demagogiei care poate să erodeze mai departe în lupta dintre grupurile de interese și care duce mai departe la socialism și la creșterea puterii statului și a intervenționismului și așa mai departe. Ăla poate să-i arazna, așa pus contraargumentul. Ce? Ăla poate să-i arazna. Și ăla poate să-i arazna, ăsta e contraargumentul, dar ăla, de, ăla teoretic n-ar mai fi regele filozof în reprezentarea platonică, ci ar deveni tiranul. Ar deveni tiranie. Trebuie să facem un serial rege din ăsta care se duce deghizat în populație și și rezolvă tot felul de chestii. O super serial ar fi. Acuza. Alexandru? De ce? Ioan? Serialele sunt foarte hai. Bine, ar fi SF, evident, da. O altă idee pe care o atribuie misiunea acestor filozofi este că societatea în întregul ei împărtășea același stil. Despre cum o să arate. Ăsta, sincer, ăsta a fost momentul în care mi-am dat seama că mizez visa ideea asta. Vise nu. De noapte? Îi pot spune că și azi împărtășesc. De exemplu, obiectivul social-democrat e împărtășit. Cum n-au același cel? Facem niște sondaje să vezi că e împărtășit. Da, poate că așa, o chestie confuză, știi? Dar dacă e la bamărul și trebuie fiecare... Nu e confuză, e foarte clară. Dacă îl întrebi la educația de stat, da, vreau. Vrei sănătate să stai? El nu știe, da, știe că e confuz, gravi. Da. Deci dacă le-i la bani mărunți, nu că zice altceva. Dar cât trebuie să dea guvernul pentru educație? Păi să fie bine. 50%. Altul când întrebi, nu, 80% pentru apărare. Dar la scopul abstract în sine e împărtășit. Trebuie să avem educație de stat. Deci dacă le-i la bani mărunți, o să zică cât trebuie pentru apărare? 50%. Și pentru educație, 50%. Și pentru drumuri, 50%. Și pentru sănătate, încă 50%. Da. Da, asta cu siguranță că ți iese. Altă chestie e că nici nu sunt sinceri oamenii, știi? Sinceritatea e că nimeni n-ar da, știi? Dacă nu-i obligi, nu-i ameninți. Nu prea ar, poți specula empiric asta, că nu... Ar scădea, știi? Ar scădea participația. Mă rog, mie mi se pare că ținta lui în, pentru că îi învăța pe studenți, ținta lui în cuvântarea asta a fost să îi mai dezvrăjească de visul ăsta intervenționist, ingineristă așa, în care pe vremuri lucrurile erau haotice și după aia când ni s-a urcat aroganța la cap, am zis, ia stai că producem noi... Societatea aia bună. Așa cum putem să producem o grădină, o să producem și o societate. Nu? Că și zice la un moment dat, doamne, civilizațiile nu sunt ca plantele, nu se opilesc. Cred că problema e aceeași ca și a României actuale. Cred că s-a grăbit, lumea n-are răbdare, știi? Deci a avut niște lezeferism, a crescut standardul de viață, dar dacă apăsăm noi pe accelerație și mai mult, dacă băgăm niște socialiști, ne ducem și mai bine. Și răspunsul e că nu te duci mai bine. Capital, da, e momentul să, cum am zis în episodul trecut, e momentul să zici că în America, în ciuda acelor chestii, s-au mai făcut industrie. Da, bine, aici e exemplul ăla cu... Și stai să te gândești, oare sunt oameni, uite, Mises era profund de părere cu niște capitale în urmă, oamenii sunt mult mai deștepți decât șobolanii. Și... Dar întrebarea aici este, sunt oamenii? Pentru că, uite, e experimentul ăla cu șobolani, în care are șobolanul acces la un buton care îi dă drog, da? Și șobolanul apasă pe butonul ăla de fiecare dată când e capabil să apese, apasă, nu mai mănâncă, nu mai face nimic, până la urmă crap. Moare de foame, cu drogul în venă și s-a terminat, da? Statul, în forma lui actuală, este, reprezintă drogul. E vorba de o putere pe care tu ai senzația că o poți, o putere aproape nețărmurită, pe care tu ai senzația că o poți controla, newsflash, nu o poți controla, ești prost dacă crezi că o poți controla, care face chestii pe care tu ți le dorești fără efort.
Da? Ăsta e drogul. Și din păcate drogul în sine de a primi ceva fără efort, mă rog, nu e, cum să spun, nu e drog, dar asta e ceea ce ne motivează pe noi ca oameni și pe toată viața care există pe pământul ăsta e motivată de maximul de rezultate cu minimul de efort, calea cea mai ușoară, tot felul de povești din astea. Trebuie să scriem o întreagă poliologie de religie, istorie, tradiție și înțelepciune populară care să te învețe să nu fugi de efort, să pui osul la treabă, că dacă muncești greu și tragi tare, îți vin rezultate. Da? E o întreagă, cu un întreg corp de literatură care există și tocmai asta e, avem kilograme întregi de cărți pe lângă experiența asta că mergem la vot, ies ai noștri și ne dau niște ulei și zahăr și făină sau alte chestii. Gen, educație gratis sau de educație, știi, adică uite, sunt de acord cu ce spui tu că într-adevăr munca ne actualizează, dar să ne educăm. Așa vezi statul bine și... Auziți, dar ce fel de educație e asta pe care a dat-o statul până acum dacă oamenii cred că o să... comportamentul pe care l-ai descris tu până acum o să le rezolve problemele? Înseamnă că e deficitară educația. Păi... este. Oare este o educație menită să perpetueze sistemul? Conspiracy theory. Nu, de eu zic că este o educație care... e adaptată la contextul actual. Deci pentru a obține ceva la ora actuală... Asta sună bine. E adaptată la meandrele concretului. Uite, există argumentul ăsta. Uite că, într-adevăr, statul e idiot, e ineficient în tot ce face, dar pe educație, pentru că oamenii sunt, au internalizat socialismele statului, uite că statul e eficient, eu zic că nu e. Ba mai puțin, cu 10% din bani puteai să ții oamenii în țara asta de... ignoranță, știu. Da, ce părere aveți de ideea asta lui Misi pe Galcea la mijlocul capitolului despre faptul că copilul roman până la urmă, chiar dacă a fost, zicem, un standard al civilizației, până la urmă tot a crăpat. Bine, mie mi se pare că Mises folosește și asta e unul dintre lucrurile care îmi place pe care le spune în capitol și mai e unul, o să ne întoarcem la el la final, poate. Asta cu Imperiul Roman este unul dintre lucrurile, unul dintre punctele care au sens și au susținere în spatele a ceea ce spune Mises în capitolul ăsta. Deci exemplul lui e în felul următor. Dom'le, și mi s-a părut foarte fascinant faptul că discuția exista încă de atunci. Adică dacă voi aveți senzația că v-ați uitat la un videoclip pe YouTube ieri sau acum 2 ani sau acum 4 ani sau acum 6 ani sau acum 10 ani, să zicem, când am auzit eu prima oară de paralela între sfârșitul civilizației de astăzi, Imperiul Roman și Imperiul, hegemonia americană din jurul globului, e bine, se discuta de mult mai mult timp, nu e o idee așa de nouă. Și răspunsul lui Mises e asta că, în primul rând, oamenii care susțin paralela asta cred că istoria e inevitabilă. Cred că e cumva că, cum să spun, e mult mai, pun mult mai mult preț pe ideea că cine nu știe istoria o să o repete și cine o știe o să uite la alții cum o repetă în fața lor. Dar nu e zarurile, punctul pe care îl vrea să-l facă Mises aici și să-l sublinieze este că zarurile nu sunt deloc aruncate. Ăștia care au... sfârșit Imperiul Roman, felul în care prezintă mize situația este, domne, a dat peste ei inflația, s-au apucat să-și devalorizeze moneda, a dat peste ei inflația și n-au știut ce să facă, nu aveau fortitudinea mentală, nu aveau ideile dezvoltate ca să se lupte cu asemenea problemă. Controlul prețelor, iar... ideea, el se certă cu Marx, zice, la Marx aveai determinismul ăsta, cu perioade, cu cicluri, cu ce a fost sclavagismul, pe capitalismul. El zice, nu e... Nu e doar la Marx, din păcate. Cum zice Popper, viitorul e deschis. Deci nu e un flux ăsta. Nu, putem să... România nu e blestemată să fie, nu știu, o sărăcie în Europa. Deci, nu,
poate fi și cea mai tare din parcare, știi, întrebarea e. Ești pregătit? Ea zice că sunt și unii gânditori conservatori care cad în păcatul ăsta a determinismului istoric. Civilizația căreia mi se zi, să zicem, preconizează un sfârșit similar cu Imperiul Roman este civilizația occidentală în la ora actuală. Și dacă avem aparatul ăsta, să zicem, la o streacă de economie, ideile iluministe la care face referire aici, crezi că ele sunt suficiente pentru a convinge alea că da. Păi asta, despre asta e capitolul. L-aveai pe Mars unde ideile erau doar o epifenomen. Deci ceva superficial care merge pe alte chestii mai importante. Care erau chestiile mai importante? Uneltele. Schimba uneltele, se schimba și ideologia. Părea moara cu nu știu ce, apărea și nu știu ce ideologie. Ori mi se zice, nu, sunt mai importante ideile. Ideile sunt la baza uneltelor. Da, păi și nu e așa? Da, nu faci adică... unealtă, n-ai o configurație. Da, mie mi se, mi se pare că e optimist pentru că ideile se mai pot schimba. E și greu, cu greu, dar se mai pot schimba. Într-un fel de-aia le zice lucrurile astea. Mă, studenților, mai schimbați-vă ideile că nu înseamnă că o să ne ducem toți în prăpastie, pe de-o parte. Și pe de altă parte mi se pare important că a vrut să sublineze că lucrurile sunt legate între ele. Deci lumea zice separat, așa, știi? Mă, eu nu fac politică, dar economia mă interesează. El zice, nu, ideile stau la baza vieții omului. După aia ai acțiuni, schimburi, bani, nu știu ce. Știi, și sunt strâns legate. Știi cu cine polemizează? Uite, asta o să vezi și în Hayek, în Drumul către servitute. Deci discursul comunist de anii 30-40 era economia e un aspect sordid, inferior al existenței, tău statului, că ne ocupăm noi, ocupă-te de artă, de cultură, de poezie, lasă-le, dracu, ne ocupăm noi de aia. Deci era sciziunea asta între economic și politic. Da, asta îți dau libertate politică. Și mizezi ca și Hayek, ca și Rothbard. N-ai, frate, cum să... Dacă ai luat lui aia banii... Ăsta e al doilea lucru pe care îl spune Mises aici, dar pe care eu l-am înțeles în direcția opusă, în direcția în care el oarecum prefațează așa, face o scurtă referire la acțiunea umană. De fapt, tu dacă vrei să împarți, spui că există... Uite, el spune că cumva fenomenul... idei, fenomenul politic, fenomenul idei, e complet diferit de, sau lumea a crezut că e complet diferit de fenomenul economic, pe când nu e. Tot omul, și eu m-aș aventura să spun că la un nivel instinctiv și cu mai puțină putere de decizie, absolut tot ce e viu pe lumea asta este tributar economiei. Ce înseamnă economie? De unde vine economia? Da? Înseamnă să iei acțiuni în condiții de penurie, în condiții de resurse limitate. Da? Asta e economia. Păi ok, bun. Ce face omul toată viața lui? Acționează, gândește, alege, omul în sine alege alte lucruri care sunt vii, dar cărora nu le putem extinde rațiunea, doar acționează, să zicem. Da? Dar ideea e că omul în sine, da? Face, alege ce? Alege ce să facă cu timpul, cu viața, cu momentul, cu el însuși. Da? El însuși e unul singur. Momentul alegerii este și el limitat. Deci absolut toată viața tu ai de făcut alegeri într-un context de resurse limitate. Totul în interiorul unui sistem uman poate fi pus prin perspectiva unei analize economice. Și de asta este absurd să te gândești că nu, că economia e doar ceva care se întâmplă cu bani. Asta era teza, da. Asta era teza. Păi și distinția aia între libertate personală și proprietate privată, libertate economică, tot pe filiera asta merge. Deci leftiștii, să zicem, socialiștii mai noi, zic, păi eu îți dau libertate personală, aia economică. Ce răspundă ăștia Rothbard și păi nu că sunt legate, dacă eu n-am voie să dețin un server, nu o să emit opinii pe nicăieri. Sunt legate, nu pot să mai am libertate personală. Ori așa gândeau comuniștii și prin anii 30-40. Dar erau și, cum să zic, erau, asta e o chestie meschină în viața ta, două încoace,
dă banii, dă bunele de capital și tu vede. Da, asta este și un, să zicem, un dezavantaj al civilizației noastre față de Imperiul Roman, pentru că chiar atunci, dacă nu existau idei care să explice, domnule, uite, inflația asta înseamnă mai mărirea masei monetare și mai departe. Problema la noi este că avem... le avem? Doată că le avem, dar avem și o întreagă școală de idei opuse. Domnule, inflația 2% foarte bine de an. Avem o grămadă de elite intelectuale care aprobă dezastrul și decăderea care ne, pe care ne ducem, știi? Și zic că-i de bine. Și zic că-i de bine. Stai că mai trebuie schimba pe aici, pe acolo și... Nu, s-ar fi un avantaj al nostru. Ne ducem la fale și putem să creștem viteza. Uitați, haideți mai tare. De ce urmăm viteza? Noi, îți dai seama, nu spun că ne ducem la vale. Zic că e soluția. Da, dacă ar fi să transformăm un pic limbajul pe limba unor, să zicem, oameni majoritari, în lumea de astăzi există o grămadă de profeți falși. Aveți grijă pe care îi urmați. Pentru că promisiunea e aceeași. Unii te duc în rai, unii te duc unde e mai cald, dar mai puțin bine. Bine, avantajul lumii contemporane, asta de ce mi zici că de optimist aici. Poți să contești aia, controlul prețurilor cu inflația. Pe vremea lui Dioclețian, ce zicea ăla era, nu? Se execută ordinul, nu se discută. Auziți, da, pe vremea lui se executau și împărații. Adică. Auziți, de ce mi s-a părut o chestie pe care el n-a insistat, dar mie mi-a înflorit o idee. Deci el a zis așa, că Imperiul Roman a rămas fără putere de apărare din cauza intervenționismului și inflației pe care și le-au făcut singuri. Ce vreau să zic aici? Mă, așa a zis-o. Ok, poate e de discutat. Dar dacă e așa... E unul dintre. Dar vreau să zic că îți mai explică și ultima redută. Ok, bine, mă, vreți stat cât mai mic, dar... Bă, dar armata. Știi, dacă nu faci inflație și intervenționisme pe teza asta mică de adineauri, ai avea și resursele necesare să te aperi, fără să furi de la oameni. Dar Mises nu vrea să finanțezi prin inflație, știi? Nu, deloc. El chiar scrie, domne, eroismul nu poți să-l... Nu, tocmai că a zis că inflația cu tipărire, i-a încurcat. Mai bine taxezi, știi? Merge pe asta, știi? Uite, altă chestie importantă la el, uite, se referă la aia lui Gasset, cartea cu revolta maselor, și pointul lui Mises e că, domne, masele nu creează idei, nu generează idei, nu, ei doar urmează anumiți cărturași, știi? Deci azi masele sunt social-democrate pentru că urmează anumiți... Cătura social-democrați. Deci, nici cei care au creat ideile socialiste, ei nu au fost din râul maselor. Da, asta e altă, da? Altă chestie. Deci Marx și Engels nu erau... Cel puțin Engels chiar era exploatator pe definițiile lor, știi, era un ticălos, știi, dacă aplici exact. Apoi Marx, iar... M-au putut să aibă ideile bune. Știi? Teza lor e că, da, trebuie să fie false. Deci dacă aplici chestia aia că există o logică burgheză și o logică proletară, ei fiind burghezi, nu puteau produce idei. Nu puteau produce bune. Da. Comunismul, deci nu putea. Imposibil, știi? De asta e important pentru Mises. Contează și că masele doar preiau, știi? Deci mai lăsați-o cu asta, cu revolta. Ok, se revoltă masele, dar după niște cărturari teoretizează niște lucruri. Ok, deci nu e cum suntem într-o, să zic, răsfârșitul sau într-o decădere a... Asta mai e mult până departe. Da, da, da. Într-o decădere a ideilor pe care iluminiștii le aveau despre societate. Și cum, din cauza faptului că avem acest spațiu de dezbatere a ideilor, poate nu la televizor, măcar pe internet, putem să cu ideile bune să combatem ideile rele. Și că asta ar fi suficient perspectiva lui Mises. E suficient. Este suficient?
Zic că este. Uite, nu, nu e greu să ne imaginăm că Jefferson gândea cum gândea sau lumea e atât de etatistă, știi? Cum dă ne corbe sau nu știu, blezeferis, chiar așa? Da, chiar așa gândea. Chiar așa gândea. E greu, știi, să... Uh-huh. Sau Bastia sau... Ea zice că aici, în povestea asta mică și... e oarecum o variantă mult mai... cum să zic... eletică, așa, a eticii argumentării a lui Hoppe, da? Care, de fapt, asta e ok, bun, și să zicem că nu combați ideile proaste cu idei bune. Atunci cu ce le combatem? Păi, dacă nu mai vorbim, ne împușcăm. Da, asta e și... Asta este și răspunsul. Adică ce... Practic, câtă vreme, răspunsul e câtă vreme mai avem un forum în care să vorbim despre idei, știm că nu curge sânge. Când nu se mai vorbește, o să curgă sânge. Fie că o să curgă în închisorile, în beciurile securității, fie că o să curgă pe stradă. Nu crezi că s-ar putea opri această decădere prin, implicare politică sau prin alte măsuri tip economie alternativă sau alte chestii care nu neapărat pe termenul ideilor? Păi, sunt pe termenul ideilor și alea. Chiar, ce alea le teoretizează cineva, gradualismul și agorismul, sunt niște oameni care le-au teoretizat. Cum propui să facem asta? Să generăm un grup de interes care după aia se concretizeze într-un grup de presiune politică care să aplice presiune pe care politicieni, să vină un grup de Facebook. Adică care să folosească fix instrumentele pe care Mises le identifică ca fiind uneltele parlamentarismului de căzut. Poate fi, da. Deci cumva poate că îți dă un moment de... Deci hai să presupunem că există, da, așa cum uite, de exemplu s-a ales Milei, da, în Argentina acum. Îți dă un moment de respiro, poate să-ți dea un moment de respiro, da? Sau cum era momentul din 58, când a venit Mises, deci s-a creat o situație de așa natură, l-au adus pe Mises, frate, în Argentina să le povestească ăstora despre capitalism și socialism, da? Deci, ok. Așa ceva, echivalentul unei asemenea chestii astăzi, nu se poate. E... Gândește-te că azi cu Milei l-a ducea pe Robert. E imposibil. Nu, e imposibil și numai prin faptul că nu ai astăzi un adevărat urmaș al lui Mises, da, și al lui Rothbard. Da? Să zicem că Rothbard a fost urmașul lui Mises, dar un urmaș al lui Rothbard, efectiv unul, în carne și oase pe care să pui mâna, nu sunt. Da, sunt mai mulți gânditori austrieci, filozofi care merită amintiți aici, fetura. Bob Murphy, Hernando de Soto, dar nu sunt acolo, nu sunt pe același palier. Sunt followeri. Da. Nu sunt creatori. David Friedman a fost și în România, în carne și oase. Da, are identitatea lui. Da, și mai ales s-a vorbit și cu noi, adică e. Nu, argumentul la contragradualism e unul de stimulante, știi, structura de stimulante. Aia te omoară, știi. Adică intrând în sistem... Adică eu ce încerc să spun e exact că, puține că reușite, știi? Îți dă doar un... Chiar dacă te menții, hai să luăm pe Milei. Deci Milei n-a început să mănânce căcat intrând. El o ține pe lui. Tu nu poți să schimbi, știi? Deci el are o echipă, are asta. Deci îți dă un respiro, asta este ceea ce... Îți dă un respiro, dar mecanismul rămânând în spate... O să se constituie un alt grup de presiune mai mare care o să-ți dea în cap la un moment dat. Așa funcționează și dacă ăla e interesat să-ți dea în cap, înseamnă că nu vrea să miște lucrurile în direcția pieței libere și așa, ci în direcția cealaltă. Sau dacă uite, oamenii lui sunt motivați de bani, știi? Păi banii ați dă și masa sau altul, știi? Uite, de exemplu, a fost Trump, da? Care a scăzut taxele în America, a introdus o grămadă de tax cuts, inclusiv pentru middle class. Da? Ce s-a întâmplat? L-au mai ales mai departe? Nu l-au mai ales. A fost Ponta în România care a scăzut taxele, da? Per total. Ultimul guvern care a scăzut net taxele în România... Cronologic vorbind, guvernul Ponta a fost. De aici expresia doar Ponta. Da. Nu e la Trump, cred că avea succes în continuare. A avut și chinionul ăsta cu COVID-uri.
Da, i-a lăsat pe aia să fure liniștiți. Dar spune că tot nu sunt suficient de conștienți. Deci corporațiile care le-a tăiat o groază de așa, nu au fost... Da, gândește că ESG-ul nu era pe vremea lui Trump. După Trump a apărut... Nu, ESG-ul exista concept încă dinainte de vremea lui Trump, numai că... Environment, social engagement... environment SG vine de la Environmental and Social Governance. Așa. Există din 70, poate acum termenul e nou, dar mă referam la faptul că după Trump am văzut firme care implementau lucruri de tipul ăsta. Da, numai că și de pe vremea lui Trump începuse să intre în domeniile financiare deja. Da. Pentru că asta e, uite, am mai adus eu chestia asta. Scenariul alegerii, despre ce alegere. Dacă tu nu ai auzit de soluția libertariană și ai de ales între social-democrație și de la Google, asta cred. Asta e alegerea. E normal că aleg social-democrație. Dar dacă tu îi zici că social-democrație e mai apropiată de nazism decât, nu știu, anarcho-capitalism, libertarianism, dar nu știi opțiunea aia. De ce? Pentru că nu s-au dus în populația ideile libertariene, trei oameni. Nu apare în alegere, ca input, știi? Tu că vrei să zică, da, asta e soluția libertariană, asta e soluția conservatoare, asta e... Centrul stânga mai la stânga, asta e... Nu! Există nazism și există social-democrație, care e numit liberalism. Și asta alege CEO-ul și... Nu te gândi că CEO citește foarte mult. Nu, da, pe Ron Paul măcar putea să-l aduce, că era accesibil, cred eu. Sau nici... A avut, s-a dus. S-a dus că da, edita mai mișcarea în America, știi? S-a dus cât s-a putut. Ron Paul este un super erou, deci el avea niște dezbateri de o chirăială imensă, am văzut în niște filmulețe, în dezbătea în studio, de pe vremea când se fuma în studio, deci era ăia prezentatorul. Era prezentatorul și trăgea din țigare și făcea, ce sunt chestiile astea, o să murim toți, nu e adevărat. Da. Da, asta e percepția. Dacă omul crede că dacă dispare educația de stat, un copil sărac nu va mai învăța să citească. El chiar crede asta, nu e... Nu, dar stai puțin, că mai e un lucru care trebuie subliniat aici, peste care s-a împiedicat Alexandru acum. Acele dezbateri la care venea Ron Paul în studio existau, erau broadcastuite pe către milioane de oameni. Și acei milioane de oameni măcar aveau ocazia, ok, poate nu reușeau să digere, dar măcar aveau ocazia să audă cuvintele unuia ca Ron Paul. Astăzi, de exemplu, nu se mai întâmplă așa. Se mai rătăcește... A internetul, dar pe sistemul ăsta de mainstream se mai rătăcește poate câteodată cineva pe la prima, se mai rătăcește câteodată cineva pe la canalul 33 și cam atât. În rest, nu găsim în... Există cultura, asta e mersul ideilor, știi? Nu e că nu există cultură, ci este faptul că gardienii ideilor mainstream acceptate și-au înțeles și-au luat în serios rolul. Pentru că tu, ca populație, așa cum ai spus tu, masele n-o să genereze idei, dar dacă cumva reușești să ții masele departe de ideile bune, atunci nu te mai doare capul. Și ei sunt analfabeți. Deci, nu știu. Păi puțin oameni, cred că ai 5 oameni care să spună, da, domnule, știu ce zic nu trebuie să citești Rothbard ca să fii portar. Gardienii doar nu fac altceva decât să țină ușa închisă. Bine, au o idee despre... Da, n-au, câțiva dascăl mai au, văd bine, știi, și socialism. Și la aia e probleme, în România cel puțin, și la aia e probleme, că au citit Rothbard, n-a citit nici dracu. Altfel, na, poți să spui, uite, na, nu să... Da, hai să dă, există un canal de YouTube care s-a certat cu podcastul ăsta și cumva reușești să te cerți cu un videoclip la care nu se răspunde nimeni, dar tu pierzi. Dezbatere. Adică, asta e. Pentru că nu înțelegi, nu pentru că altceva. Da. Da, nici nu citesc oamenii ăștia, nu sunt. Și, ca să mai zic că tot o dau cu știința, cu gândirea critică. Gândirea critică e să vezi ce a zis
Ce știi tu? Păi știu trei socialisme. Ok, vezi și tabăra cealaltă ce zic. Păi nu că sunt neo... Vezi dacă sunt, ia și citește, ia și deschide ușa, știi? Păi nu că mi-a zis aia că e de rău, știi? Liberalismul este doar la Partidul Național Liberal. Da. Yeah, it's in the name. Ai încheiat. Băi, asta, ferește-te de omul spân, știi? Deci nu mai... Mi-ai zis... E, frate, citește, ți se pare că ăsta e nazist? Începe non-agresiunii. Da, zice că exact. Îți zice să nu faci agresiuni, taberi de agresiuni și să respecti proprietatea privată. Deci învățământul de stat a însemnat și producerea de intelectual de foarte proastă calitate, știi? Bandă rulantă, știi? La noi un om de bună calitate care aude o chestie. Ia, frate, bagă și tu să vezi despre ceva. N-are niciun pic de curiozitate, propagandiști. Remerci că idei... Și de altfel de bătăi de cap. E o chestie pe care asupra care ne-am aplicat și în trecut. E și normal să fie așa, învățământul de stat să producă și rebuturi, pentru că și atunci când pâinea era făcută la stat, mâncai rebuturi la un moment dat. Ok, asta zicem că... Dar acum numărul e și crescut artificial. Hai să luăm filozofia, să zicem. Ai tu cere de filozofie în societate? Hai să zicem că n-ai învățământ obligatoriu. Deci vezi tu tineri la 18 ani, domnule, eu vreau filozofie. Ce faci? Ce sunt aia? Sunt niște bani și ce vrei? Să-i cheltuiesc? Nu, e de ce ar fi să-ar cum prima. Nu, aici trebuie să te contrazic un pic. Ai tineri, tocmai la 18-17 ani, ai tineri care și-ar dori filozofie, puțin. Nu dau cu nasul de ea. Puțin, n-ai ce. Iar și ăia puțin nu dau cu nasul de ea. Adică poate să o caute, să o rupă. Nu, dar n-ar fi o chestie de masă, știi, să zicem, în licele din România se învață, nu cred că... Nu, păi dar nu, stai că și alea sunt de stat. Păi asta adică, zic, e o cerere artificială. Tu să vrei filozofie, dai peste ea în liceu, te liniștește. Nu mai ai treabă cu filozofia, avea o viață întreagă. Adică economia pe care ți-o predă, iarăși pe care ți-o predă în liceu, felul în care îți predă economia în liceu, poate să te convingă că economia e așa cum făcea Alexandru, adineauri lucru diavolului. Nu îți trebuie așa ceva, nu. Nu, dar îți dă și impresia asta că e o chestie ezoterică, n-ai... În timp ce în școală austriacă prezintă chestii de atât. De bun simț, simulantele contează. Realitatea resursă sunt ușor de... Acțiunea umană, dacă înțelegi, doamne, haideți să învățăm economie, copii. Despre ce e vorba în economie? Păi acțiunea umană. Cum adică? Păi adică cum iau oamenii hotărâri ca să facă schimburi, cum alocă resurse. A, cum așa? Păi și ce e de învățat aici, domn profesor? Păi hai să vedem. Dacă e așa, mie mi se pare că... Mă rog, poate să fie atrăgător dacă ieși și dibace dascălul sau la filozofie. Păi ce învățăm la filozofie? Păi gândire critică. Aoleu, ce e asta? Păi cum să discernem ce să o luăm pe drumul bun și nu pe drumul rău? Libertarianismul e ușor că sunt deștepți libertarieni, adică chiar dacă tu ești varză ca dascăl, când auzi ce zic ea acolo, ce observații fac și nu știu ce, își face treaba manual. Acolo se selectează publicul, da. Poți să spui că în Argentina deja ideile libertariene au câștigat? S-au dus mai... Personal? Niciun caz. Nu. Pot spune că e o mișcare mai puternică decât în România. În Brazilia, în Argentina. Pot spune că au coalizat niște grupuri de presiune care au făcut astfel încât să iasă candidatul libertarian pe poze de președinte. La libertarieni. Da. Cred că ai câteva mii. În România e 50, acolo e câteva mii. Asta e, dacă vrei strict pe cifre. Nu, da, ce vreau eu să-mi imaginez este, ok, eu că predomină în societatea românească în 2070 ideile libertariene. Wow, așa de vreme? Da. Predomină și însă lumea se duce la stat, își dă copiii la învățământul de stat. Păi care e pasul următor? Asta e pointul lui Mises, că nu se poate exista așa ceva. Nu e o societate libertariană. Dacă e ca și cum ai zice, au niște lagre, dar sunt libertarieni. Nu, dacă au lagre, înseamnă că nu sunt libertarieni. Am mai zis noi, deci cred că... Cum să zicem, situația în Argentina a fost că au ajuns foarte rău cu inflația, cu economia, cu toate, mă rog, lucrurile rele care s-au întâmplat acolo. Oamenii s-au săturat, au vrut cu adevărat să scape de
toată gașca care să rotea la, la putere și au zis, ok, îl alegem pe ăsta care e din afară. Și visul meu ar fi ca vreodată, dar visuri de zi, ar fi ca oamenii să trezească înainte să le ajungă cuțitul la os, pe la noi, de exemplu, și să-și dea seama, mă, de ce ne plângem noi de ăștia? Cum scăpăm de ei înainte să ne doară rău? O soluție greșită. Soluția pe care o iei, ia o soluție. Da. Dacă faci sondaje, care e soluția? Fie ea bun, știi? Vină socialiștii buni, asta e soluția. Trebuie să-i arăți, nu, e greșită. Eu mă gândeam și la argumentul ăsta cu Milei, că ai avut un context favorabil, erau praf cu devalorizarea, cu nu știu ce. Dar poți gândi, poți contraargumenta. Nu, frate, și dacă ai o societate mai... ceva bănișori, pot deveni mai obraznici oameni. Pot deveni mai obraznici. Mai dacă obraznici să... în sensul bun? Adică da, pretențioși da, pentru binele taxe, lor? Nu călca pe mine, știi? Sau să... da, bravo, nu își plătesc taxe, încalcă dreptul la libertate. Știi? Dar pentru asta trebuie să aibă reperul. Dacă el n-are reperul, dacă el ca pentru Zuckerberg, distinția între nazist, socialdemocrația reprezentată de stat, n-ai ce, o alegere tembelă. Deci cam așa ar fi, să zicem, ok. Deși ăia devin obraznici. Da, dacă permează ideile libertariene într-o societate, lumea, să zicem, încercează să mai plătească taxele, ăia de la ANAF iau demisia sau... Dom'le, ok, dacă nu vrei să-ți plătești, nu te oblig. Cum se va dizolva din interior tot aparatul de stat. Nu, cred că în primul și în primul rând, dacă într-adevăr ai avea o societate libertariană, prin prisma felului în care e construită astăzi jocul politic, atunci, da, ar câștiga un partid libertarian și ar avea cel puțin pe agenda de mainstream introducerea opționalității și eliminarea monopolului statului în domeniul serviciilor care astăzi de fapt nu sunt servicii și sunt obligatorii. Și după aia ar decurge lucrurile de la sine, adică s-ar desfința alea de stat în clipa în care rămân fără clienți. Mm-hmm. Dar și cel mai probabil rămân. Cel mai probabil. Hai să zicem, poți avea oameni care asta... rezistă și după. Atât de buni. Asta că nu poți să transformi, zicem, domne, au ajuns ideile libertariene la 1000 de oameni mâine și l-ați spus săptămânii toți 19 milioane. E o chestie graduală în... Sute de ani. Și asta iarăși presupune că în perioada aia în care câștigă Partidul Libertarian și stă la guvernare, ăia care l-au... Deci eu am plecat de la premiza pe care ai descris-o tu, în care ai o societate majoritar libertariană, nu... Da, da. O societate așa vreau cum să zic, da. A fost astăzi, cum a fost săptămânile astea în Argentina, care cumva a câștigat da, la cârc și la limită și nu e chiar majoritatea din societate nu toți votanții sunt libertarieni. N-a câștigat la limită că au fost vreo 10%, dar... Da, dar cel puțin o mare parte din procente au venit de la ăilalți, de pe locul 3, care ea nu erau deloc libertarieni, da. Auziți, noi avem toate discuțiile astea și din cauza că am vrea să se schimbe lucrurile aici, pentru că altfel e clară încurcătura, dacă vrei să faci un lucru bun, dacă vrei să faci o casă bună, faci o casă nouă. Ideea ar fi că ar trebui să-ți faci un loc unde să... E o întreprindere, practic, să vină oamenii care vor, care aderă la ideile alea. Dom'le, vrem ideile astea, mulți puțin câți ori fi, vrem ideile astea, ne adunăm aici, le punem în operă și se întâmplă chestia asta. O să fie și lucruri de genul ăsta, o să vedem cât de bine merg, o să vedem ce provocări au cu cine, ce dragoni trebuie să se bată, mai mari, mai mici, cine îi lasă în pace și cine nu îi lasă în pace. Dar noi discutăm aici, de fapt, despre cum ai schimba aici, cum ai face. Nu neapărat, sunt scenarii. Am discutat două scenarii. Da, și visul nostru ar fi de fapt, să, altă era al să ai concurență. Aici. Asta altă era al treilea. Să permiți concurență la toate serviciile care sunt astăzi obligatorii, monopol de stat. Rău nu poate să fie, deci nu înțeleg. Deci vă place statul? Foarte bine, mergeți la stat. Vă place la privat? Mergeți la privat. Ai teorie economică, nu ești așa legat la o echi, să zici. Yes. Alo, hai să vedem. Privatizăm pâinea, dar cum o fi?
Ne spune nu, teorie. Asta era un îndemn, așa că trebuie cine ar mai avea îndoiel, nu știu. Pentru că este o întrebare, pentru că, de exemplu, uite, la dolarizare și la subiectul al legal tender, deci cum faci? Avem deja în El Salvador, de exemplu, ele erau deja pe dolar, aveau de proprie, însă au introdus și Bitcoin-ul ca legal tender, nu altceva, doar Bitcoin. Deci nu o să meargă pe soluția uncapped, o să fie cumva. Au făcut o chestie care nu are nicio legătură cu principiul unor agresiuni, cu impunere și cu chestii de genul. No. E un rău mai mic. Da, e un rău mai mic. Așa și Milei, știi? Mai multe soluții de a ajunge, să zicem, la idealul ăsta al libertății. Dar contează și modul în care să nu te întorci înapoi în drum. Uite, e o chestie, vreau să vă întreb de ce Mises aici, că el trăiește convingerea că civilizația noastră nu va fi cucerită de spiritul de la Moscova. A fost. Și eu, teoretic, factual, are dreptate. Da, Rusia nu a câștigat războiul rece. Dar, dacă nu mie, Ionaș zice că nu sunt 100% sigur că el se referea doar la nivel geopolitic. Și dacă e să o interpretăm așa la nivel filozofic, a fost civilizația noastră cucerită de spiritul de la Moscova? Cred sau că el ar zice că nu. El ar zice în continuare că nu? Nu. Deci este și la... Că Mises a bătut toată viața cu comunismul, nu cu intervenționismul. Comunismul. El îl spune că dacă ai bursă și... Este de capital, suntem în capital. A pierdut comunismul. Moscova a pierdut, știi? Dar nici noi n-am câștigat. Nu, ideea e că libertarienii care sunt, na, creați de Mises, inspirați de Mises, sunt mai exigenți, știi, adică pentru ei e, na, e o chestie comunistoidă, deci nu e o chestie luminoasă, știi, cum apare în mainstream, știi, unde asta e, ai UE și ai Moscova, de ales sunt. Care, da, e mai liberală UE, dar nu e ce trebuie, nu e. Nu sunt ferm convins, am niște mari îndoieli. Știi că este. Da, te lasă să... Dacă e inagregat, cred că e. Deci, na, Rusia are votă unică. Da, exact. De altă parte, are altele. Ei, zici că ăștia încep să limiteze libertatea de exprimare. Atinsă, cred că este. Mie mi se pare interesant că încă ne batem cu rușii astăzi, știi? Adică suntem încă în tabăra opusă. Ei și, da, mi se pare interesant că ei se... își asumă moștenirea comunistă. Deci pe față rușii și asumă moștenirea comunistă. No. Nu au nicio problemă cu... Ba da. Dacă mergi... În ce sens? N-au dat regimul comunist nu este privit ca un regim criminal, cum a fost la noi privit efectiv. Ba da. Nici la noi nu e privit Papa Stalin, criminal. Papa Stalin este încă la loc de cinste în Rusia. Inclusiv Putin a... O sopată neagră cum că eu am urcat asta. Când asta? Da, dar nu stă așa de detașați. Nu te stă așa de detașați. El e mai mult din se revendică mai mult din epoca țaristă asta, Putin, decât din comunism. Eu cred că asta e o invenție recentă. Rușii în sine nu sunt foarte nostalgici după țarism. De ce au schimbat Leningrad în Sankt Petersburg la loc? Da, ok. Bună întrebare. Eu cred că s-au mai despărțit, nu e... Au avut, uite cum a fost aia, căderea URSS, o catastrofă geopolitică, în sensul că s-a rupt un echilibru, dar nu în sensul că hai să facem comunism. Pe de altă parte, ok, aveți și voi dar dreptate. Dar cred că găsești și din ce pe vrei de altă tu, parte aveți și voi dreptate, în sensul că opoziția principală în Rusia este Partidul Comunist. Dar ce vreau să spun e că Rusia nu s-a rupt de trecutul ei comunist așa cum ne-am rupt noi. Dând jos... simbolistica, dând jos statuile, dând jos, deci găsește astăzi în continuare prin toată Rusia Steaua, Secera, Ciocanul, monumente, tot felul. Nu a fost ca la noi. Și
Și cumva suntem în continuare în opoziție, ba chiar mai mult sau mai puțin în conflict armat aproape deschis. Nu. Bun. Mai sunt? Da, dar și la ei stau... Gândește să faci libertarism în Rusia. E clar că nu e de trece. Hai, sunt mai aproape, să știi, din punct de vedere al reglementărilor, al lipsei reglementărilor, sunt mai aproape. Uite, asta apropo de lipsa de reglementări, am fost într-o țară din Asia recent și era cu, cum să spun, a fost așa, ca niște aer curat, văzând tot felul de lucruri care erau făcute în absența reglementărilor. N-a murit nimeni. Bine, unii au murit, dar asta mai contează și norocul pe care l-ai, da? Da. Uie cu duși întor, știi? Adică mi se pare că sunt, aici oarecum intrăm în mai multe detalii, dar sunt, cum să spun, sunt mai multe lucruri. E statul care poate să acționeze cu o mână de fier să-ți ia, să-ți naționalizeze, să-ți fure, să te taxeze, să nu știu ce, asta e pe de-o parte. Uite, un UEF, pe de altă parte, mai greu asta, un poate UEF să te reglementeze de să nu mai ai alte opțiuni. Ah, de fapt, tot. Adică sunt două fațete ale, ale intervenționismului comunist peste libertatea economică. Parcă în Rusia mai degrabă te naționalizează decât UEF. Da. Nu te lasă. Respiri. Doar te reglementează. Da, dar nu ți-a... Complet. Da, complet. Am verificat acum asupra pentru câți membri are Partidul Libertar. Da, în Rusia. O mie de membri. A avut într-un stat. Într-o regiune a Rusiei a avut un membru ales. O secretară. Ca la noi. Consilier? Păi avem și noi. Ca la noi, da, asta ziceam și uite, o vorbă care circula în mediile astea libertariene era că n-au treabă, nici vizez Rusia, că sunt băieți. Da? Parte din FSB. Administrați și format. În încheiere, aș vrea să iau un citat de aici, de la Mises și... practic el o să care se încheie și cu niște recomandări implicite. El spune așa că ideile și doar ideile pot aduce lumină în întuneric. Aceste idei trebuie prezentate publicului într-un asemenea fel astfel încât să fie persuasive, să-i convingă. Trebuie să-i convingem pe oameni că aceste idei sunt corecte, că nu e nimic greșit în ele. Hai să zicem altfel, Belle Époque-ul rezultat în urma secolului XIX, da, lipsa de războaie și marile realizări ale capitalismului, spune el, au fost rezultatele ideilor puse în practică ale economiștilor clasici, ale lui Adam Smith, David Ricardo, Bastiat și alții. Aș încheia eu, ai zice, și aș adăuga la acest careu de aș Ludwig von Mises. Dacă aveți nevoie de recomandări de citit, filozofie, idei, economie, nu aveți cum să greșiți cu niciunul dintre aceste nume. Pentru... Parcă zicea mai bine scriptura că lumina luminață în tuneric și în tuneric una biruitorii. Da, noi o să mai... tot facem cărticele, că na, zici că e o chestie mai, na, culturală și da, asta e problema. Ăsta e sfatul ăstora bătrâni, în ce nu faci și noi ce? Chiar cred că asta e soluția, deci n-ai altă soluție. Altfel, na, ne batem că de ce nu e simiu? Pentru Gabi Munteanu, ăsta stăvărat, că e Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, vă mulțumim pentru răbdare și atenție, vă aducem aminte, guvernul te vrea sclav, gândește și la libertate. Afuera!